Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre cântarele. Există numeroase tipuri de cântare cu destinații diferite. Pentru cântărirea mărfurilor în depozite se folosesc tipuri de cântare reclamate de natura mărfurilor de cantități care se cântăresc de numărul cântărilor efectuate zilnic. Funcționarea cântarului se bazează pe echilibru pârghiilor. Ele pot fi cu brațe egale și neegale, cu brațul divizat și cursor semi-automate și automate. Cântarele trebuie să îndeplinească condiții tehnice referitoare la sensibilitatea, aceasta este proprietatea cântărilor de a înregistra orice abatere a masei mărfurilor, exacticitatea cântărilor, adică orice deviere a masei cântărite de la masa reală să fie numai în cadrul limitelor stabilite de lege, permanența cântăririi, adică cântarul să indice aceeași masă la recântăriri succesive la același produs, ușurința executării operației de cântărire într-un timp scurt, indicarea puterii capacității de cântărire cântarelor, adică masa cea mai mare pe care o poate ține. Dintre cântare se întâlnesc următoarele tipuri. Terezile sunt cântare de masă cu brațe egale care au două talere situate deasupra sistemului de pârghii. Pe unul din talere se așează marfa de cântărit, iar pe cealaltă greutățile. Pe șasiul cântarului sunt fixate mecanisme și sistemul de pârghii sprijinite pe suporturi laterale și unul central. Platanele poartă indicatorii egalității. Pentru cântărire se utilizează greutăți comerciale marcate în grame și kilograme. Cântare semi-automate cu cadran pot fi prăzute cu un singur sau două talere. Ele se folosesc la operații pentru preambalarea mărfurilor. Cadranele sunt gradate cu gradații simple pentru 200 de grame, 500 de grame și 1000 de grame. Dacă masa mărfurilor ce urmează a fi cântărite depășește gradația cântarului, se adaugă greutăți pe talerul respectiv până la echilibrarea cântarului. La unele cântare cu cadran, pentru diferența de masa corpului și gradația cadranului se completează cu greutăți, deoarece construcția prezintă niște pârghii speciale care înlocuiesc greutățile. Pentru cântărirea produselor destinate preambalării în cantități mise, folosesc cântare cu cadrane cu un singur taler, care indică numai cantitatea în plus sau în minus până la 100 de grame față de masa produsului supus preambalării. Cântarul cu cadran circular divizat în 1000 de diviziuni, cântărirea unui produs până la 100 de grame este arătată de săgeata indicatorului. Depășirea acestei cantități determină trecerea săgeții indicatorului din nou peste diviziunea inițială 0. Numărul de diviziuni înregistrate marchează cantitatea de masă pentru 1000 de grame. În concluzie, când un produs cântărește câteva kilograme, cântarul le indică prin numărul de rotații făcute de săgeată care se înregistrează pe un cadran special, iar subdiviziunile sunt citite direct pe cadran. Cântarele decimale sunt o aplicație a pârghilor cu brațe neegale. Reprezintă în principiu o pârghie care are un brăț de 10 ori mai mare ca celălalt. Greutățile marcate se pun pe un platan prins de capătul brațului mare al pârghii, iar mărfurile ce se cântăresc se pun pe așa numitul pod construit, astfel încât masa mărfii printr-un anumit sistem de pârghii lucrează la capătul brațului mic al pârghiei. Datorită acestei construcții se folosesc greutăți marcate de 10 ori mai mici decât s-ar întrebuința la o balanță cu brațe egale. Alte tipuri de cântare au capacitate de cântărire mai mare, 1000 de kg, având brațul mare divizat și prevăzut cu cursor, greutățile sunt locuite prin pârghii. Cântarul roman se întâlnește sub diferite tipuri, fiind adaptat pentru anumite produse. Cele folosite la silozuri de cerare au construcții speciale în vederea efectuării unei cântăriri operative. Se bazează pe principiul pârghilor cu brațe neegale. Părțile principale componente ale cântarului roman sunt cupa cântarului, sistemul de pârghii, dispozitivul de cântărire cu cursor. Cupa încărcată, fiind situată deasupra pârghilor, acționează asupra acestora care transmite toate indicațiile într-o casetă specială prevăzută cu un dispozitiv de cântărire cu cursor. Când sistemul de pârghii ajunge în poziția de echilibru, se blochează cu un dispozitiv special de blocare. În acest moment se înregistrează pe tichete speciale din carton cantitatea cântărită și se introduce într-un orificiu indicat. Capacitatea cântarului roman variază între 5.000 și 20.000 de kg cupa. Pod basculei au capacități de cântărire între 5.000 și 20.000 de kg. Se folosesc pentru cântărirea încărcărilor mari în camioane, palete și așa mai departe. Ele sunt fixe montate în pământ într-un cadru de beton unde se află sistemul de pârghii deasupra fiind acoperit de un pod de lemn de stejar întărit pe părți laterale cu balo de oțel. În exterior se găsește brații inegale ale basculei prevăzut cu un cursor. Funcționează pe același principiu ca și cântarul roman. Mărfurile susținute în vagoane sau autocamioane se cântăresc odată cu mijloace de transport, înregistrându-se masa bruto. După descărcarea mărfurilor se cântărește din nou mijlocul de transport înregistrându-se, de data aceasta, tara sau masa proprie a acestuia. Diferența rezultată între cele două mase reprezintă masa neto a mărfurilor intrate în depozit. Întărirea pe pod basculă trebuie executată static, adică vehiculul sau vagonul să stea cu toate roțile pe platforma cântarului și în stare nemișcată.
Cântarea automat efectuează încărcarea, cântărirea și descărcarea produselor datorită construcției sale pe baza de pârghii cu brațe egale, combinația cu dispozitive mecanice. Se disting cântarea automată cu cupără răsturnătoare sau cu uși basculante, primele fiind folosite mai mult. Buna funcționare a cântarului este determinată în mare măsură de alimentarea continuă cu produse. Odată cupa umplută până la greutatea stabilită, alimentarea se întrerupe de o clapetă antrenată de pârghii care sunt produsele în mișcare de masa cupei pline. În acest moment, cupa răsturnată, produsele ce se scurg în depozitul de sub cântare, apoi cupa revine la poziția inițială datorită unor contragreutăți plasate excentric pe partea inferioară a acestuia. Cupa fiind în legătură cu o tije prin răsturnare o antrenează acționând în registratorul de răsturnări. Capacitatea unei cupe la cântarul automat variază între 2 oi și 700 de kilograme. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!